Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și azi despre cum minte Adrian în emisiune. Înainte de a spune cum minte Adrian, aș vrea să specific clar că Bianca nu s-a comportat deloc cum trebuie, a făcut prea mult ca din ceva ce trebuiau să rezolve între ei doi, fără ca să le dea satisfacție celorlalți și să aibă aceștia ce comenta apoi. Deci, Bianca a avut un singur reproș la adresa lui Adrian. Un reproș spus într-un mod deloc plăcut, cum că el a mințit când a spus că s-a ocupat capcoadă de acel cadou cu ce s-ar făcut la imprimanta 3D. Iar Adrian a negat cu vehemență, spunând că nu a afirmat niciodată acest lucru, ci doar că el a făcut cadou la imprimanta 3D. Total fals! Dacă mergeți pe canalul de YouTube al emisiunii, care se numește Casa Iubirii, și apoi vă uitați la minutul 18 și 10 secunde, în emisiunea de pe 15 iunie, o să vedeți că Bianca întreabă clar ai făcut tu desenul? Iar răspunsul exact al lui Adrian a fost eu l-am făcut, da, e printat 3D. Din păcate, m-aș fi așteptat de la o persoană ca Adrian, chiar dacă ar fi greșit în totalitate Bianca, el să încerce să aplaneze conflictul, nu să le facă pe plac băieților. Pentru că totul pleacă de la dorința lui de a face pe plac, iar aceștia tot, spunându-i zi de zi că este către el și ei, că face tot ce spune ea, exact asta încearcă el să demonstreze, că este bărbat adevărat și el are ultimul cuvânt. Pentru că, după cum bine spunea doamna Corina Teodor într-un comentariu, frumusețea într-un cuplu este atunci când unul de dragul celuilalt încet, încet renunță la vechile plăceri și încep să se plieze unul după altul. Adică atunci când unul are o problemă, așa cum a fost în cazul de față, celălalt, de dragul persoanei pe care o place, cedează, încearcă să aplaneze conflictul și în niciun caz nu pune paie pe foc, urmând să discute apoi despre problema apărută când și celălalt se calmează. Dar așa cum a spus nu de mult, observ că pentru Adrian mai importantă este părerea băieților și nu prea l-am văzut să cedeze de fața Bianca e prea mult. De asta nici nu le prevăd un viitor prea lung împreună, decât dacă cine știe își dă seama că băieții nu au niciun interes ca lor să le meargă bine și astfel să-și urmeze propriul drum și nu al altora. Cam atât momentan, până data viitoare, toate cele bune vă doresc!